Dimineața. Gata, plecăm din Grecia. Mă rog, din Lefkada. Din Lefkada, da. Mă joc cu asta cu pictura mucazia. Și plecăm cu 35% baterie. Aoleu, 140 de km range. Nasol? Avem 1100 de km până acasă și doar 35% baterie. Clar nu ajungem. Facem bani prostul. Încercăm. Încercăm cât de rău poate fi. Gata, plecăm din Lefkada. Din păcate. Da, ultima dată pe aici prin centru. Să sperăm că nu o să mai dureze 4 ani să ne întoarcem. Când a fost ultima oară? 2019? Nu, 2020. Nu, Lefkada n-am fost. În 2019, da. Să sperăm că venim o dată anul. Da, nu e ca și când nu ne-am plimbat o grămadă. Da. Adică ne-am plimbat. Am fost în alte părți, chiar dacă n-am fost în Grecia. Dacă nu mai fi calic. Oricum e stricat experiența Lefkadei. Știi, prea multe știi, chestii da, mișto, exact. Și o să încărcăm aici, la ultima stație la care am încărcat când am venit. E cea mai apropiată stație de insulă de asta rapidă. Am făcut 17,5 km de la hotel. Mai știi cum se numește aplicația? Incharge. Stăm la încărcat, trebuie să vă spun să aveți foarte mare grijă când descărcați tot felul de aplicații, ori fie astea de la Apple, stațiile de încărcat. Și ca să fiți protejați, vă recomandăm Surfshark VPN. Ce este cel un VPN? VPN înseamnă Virtual Private Network. VPN-ul este un software care creează o rețea privată ca și buffer între tine și orice vrea să accesezi pe internet. Cu VPN vine cu foarte multe avantaje, dar cel mai important din punctul meu de vedere este ăsta cu protecția datelor. Se presupune că ești într-o cafenea și ești conectată la Wi-Fi-ul lor. Surfshark VPN îți protejează datele din a ajunge pe mâini greșite. De mail-uri și parole, datele tale bancare, conturi de social media, orice poate fi interceptat atâta timp cât rețeaua nu este securizată. Și ce face VPN-ul? Exact asta face, o rețea tampon între tine și oricine vrea să acceseze datele tale personale. Un alt avantaj foarte mișto este ăla că poți obține prețuri mai mici la bilete de avion, cazări, bilete de spectacole, orice se vinde pe internet. Ca și exemplu, companiile aeriene au de foarte multe ori promoții care sunt îndreptate special pentru anumite piețe din lumea asta, în funcție de țara din care încerci să-ți cumperi bilet. Și poți să schimbi țara foarte ușor cu Surfshark VPN și sunt șanse foarte mari să obții niște bilete mai ieftine. Încă un avantaj foarte mișto este că poți să ai acces la tot catalogul de filme și seriale pe care îl oferă rețelele de streaming în toată lumea, pentru că sunt titluri care nu sunt disponibile în țări cum este România, de exemplu, dar sunt disponibile în alte țări. Și schimbi țara și poți să ai acces la tot ce oferă aceste rețele în toată lumea. Dacă vreți să vă acces la toate aceste beneficii și multe altele, aveți un link în descriere pe care dacă îl urmați și băgați codul Tripping Around, aveți parte de o ofertă exclusivă și 3 luni gratuite. Și pe lângă tot ce v-am zis, aveți acces și la Surfshark One, care conține un antivirus, un motor de căutare care este mai incognito decât modul incognito din browser, cât și un mod de alertare care te anunță dacă datele tale au ajuns cumva pe mâini greșite. Și cu noul ID alternativ oferit de Surfshark, acum poți să-ți creezi o nouă identitate, un alt nume, adresă, cât și o altă adresă de e-mail, identitate pe care o poți folosi atunci când îți faci cont pe un site nou. Așa că dați click pe linkul din descriere, băgați codul Tripping Around și aveți parte de ofertă exclusivă și 3 luni gratuit. Am stat suficient aici, hai să mergem! Avem 44 de kilometri până la o stație de 180 de kW, unde am încărcat noi lângă Ioanina, la un dealer Audi. Avem 59% baterie și 255 de kilometri. Da, voiam să vă arăt. Ne-am oprit aici pe autostradă la un Shell, să se ducă Ana până la baie. Și fără să știm, am dat de stația asta. Deci am fi avut și aici, de exemplu, să încărcăm și oricum ne-am oprit. Doar că mă duc la aialaltă, pentru că asta este de 50 de kW. Asta e de 50 de kW și ai 280. Încărcăm mai repede și oricum e bateria full. Da, așa ca idee că e foarte simplu cu mașina electrică, nu, și va fi din ce în ce mai simplu, pentru că va fi din ce în ce mai multe stații pe măsură ce vor fi mai multe mașini electrice.
folosit aceeași încărcătoare ca la, ca la dus. Suntem tot aici la pipi aici. Exact aceeași chestie am pus la întors. Mi-e o foame de... Băgăm așa, am băgat un rep de ăsta scurt până când ajungem la cazare. Poate găsim prin jur pe acolo un gyros, un ultim gyros așa. Am găsit de data asta o cazare mai aproape de graniță. Vrem să dormim totuși în Grecia și da, cred că cazarea este în Vironea. Ceva genul, e aproape de Pulata, dar în Grecia. Și acum avem 10 minute aici. Aveam 10 minute, acum aproape că mai puțin. Încă-și noi repul ăsta și mergem. Am ajuns la țară, în Grecia. Aici e parcată mașina, frumos, în rând cu lumea. Aici am găsit noi cazare la, cred că 20 de kilometri. Nu, la câțiva kilometri de intrare în Bulgaria. Am mers un pic mai mult. Cod aici la intrare, pam, 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 pam. Self-check-in. Și aici e o clădire de-asta, ciudată rău. Nu e rea, dar este cumva oprită în timp, așa, clădirea asta. Anii 80-90, așa. Și aici, în apartamentul ăsta, sunt două apartamente închiriate, ăsta și ăsta. Aici am găsit cheia. Hai la bunica acasă. Și ăsta e apartamentul. Ăsta e apartamentul. Aici este o masă de-asta extra veche. De-astea așa, cum aveam când eram mici. Aici n-ai un dulap, o mini-chicinetă, patul, televizor mic acolo, combina aici, nu știu ce-i cu ea. Dar e interesant că are elemente noi, cum ar fi baia, putem baia. Da, uite baia, zicem baia. Uite baia, de exemplu, ce mișto e. Baia e complet renovată, complet nouă. Da, nu erau foarte multe opțiuni și aici, atât de aproape de graniță pe da, Booking sau Airbnb și asta a fost ok. Și cred că a fost în jur de 50 de euro. Da, cam așa e minimul ce îl găsești. Iar aici dai în față, vezi mașina. Combina asta cu CD-uri. Îți spun are Varamanel Road 2007. Ce caterincă. Mă, nu, de-asta, da, aveai de-asta? Da, am fost la supermarket aici jos și am găsit chestii foarte ciudate, așa, zici că era... Ai făcut poze în supermarket? Am făcut o poză, da. Am găsit case de marcat, foarte vechi. Nu știu, m-am simțit așa... Un fel de magazin universal, zici că... Da, m-am simțit întoarsă în timp. Da, ne-a dat aici, ne-a lăsat niște rachie, nu știu ce... Ne îmbătăm în seara asta. Nu știu ce e asta. Nu am încredere să beau din această licoare necunoscută. De ce? Beau eu. Nu, mersi. Beau eu. Nu. Aici o altă licoare necunoscută. Asta e sirop de ceva. Ce poate să fie rău? Sirop? Asta e sirop? Vreau să fie bine. Asta sigur e rachie aici. Da. Vreau să foarte mișto. Nu gust în așa ceva, dar... Doamne, ce om e alcool! N-are ce să-ți facă! Cred că e pe bază de uzo, că miroase un pic... mentorat. E alcool, Bobby, n-are ce să-ți facă, te dezinfectează pe interior. Te dezinfectează de tot. Da. Bine, mâine dimineață plecăm spre casă, deci asta e așa, să dormim în sat. Bună dimineața, plecăm acum din Vironea, ceva genul ăsta. Avem 38% baterie și 169 range, dar nu e problemă că avem 26 de km până la ultima stație în care am încărcat în Bulgaria, o stație de 225 de kW, deci aproape maxim cât poate mașina asta, asta poate 230 și avem 26 de km, deci e în regulă. Acum trecem în Bulgaria, am dormit foarte aproape de vamă, am zis să mergem mai mult aseară. Diferența nu e foarte mare între Salonic și Vironea, aici nu e foarte mare, dar na, am venit puțin mai aproape. Am dormit la țară, în Grecia. Drăguț. Casan, da. Și astăzi mergem acasă, gata. În sfârșit, hai să mergem la Beni. Trebuie să facem rost de o cafea în prima fază.
două mașini la vamă, atât. E super liber. Și am intrat în Bulgaria, rapid, rapid, am luat și vinietă. De data asta am luat doar pentru o singură zi sau weekend sau ceva. Weekend, da. Da, și a fost 9 de-astea. 9 lire. Leve de-astea de la lor. Și mai avem 5 km jumate până la stația de încărcare. Atât? Și mai sunt și pe aici. Pe la benzinările astea mai sunt stații, că am văzut eu pe Plug Share, dar acolo e mai rapidă. Am băgat rețeaua asta Fines din Bulgaria, mi se pare că merge foarte, foarte bine. S-am avut noi noroc cu ea, nu știu. Chiar întreba cineva ce aplicație am folosit în Bulgaria și Grecia. În Bulgaria am folosit Fines Charging, iar în Grecia... Mai multe, e mai complicat. LP Charge, IG Charge, mai multe. Da. În Grecia e mai greu. Am oprit la Lidl să nu știu ce patiserie așa de dimineață, nu mi-a place foarte mult. Vreau să vă arăt o chestie, ce știe mașina asta să facă. Device secret. Ia uite ce avem aici. Asta. Ia uite ce are aici. O priză normală, pentru că mașina asta poate să dea curent casei tale. Pentru asta este gândită chestia asta. Ești undeva la munte, la o cabană, ai rămas fără curent, mașina are baterie, ai băgat asta și îți bagă curent în casă. Și îl băgăm aici așa. Am pornit și avem cu noi un roboțel de ăsta de cafeluță. Apa avem? Da, 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 în spatele, în spatele meu. Am pune foarte multă. Asta îl băgăm aici. Mașina zice, uite. Transferring V2L, care înseamnă vehicle to load. Hai, fă-mi cafeaua aia. Avem aici niște espresso drăguț. Asta sunt toate de acasă frumos spălate. O peluță 1,4 kW. Ha? 1,4 zice. Da. 1,4 kW. Da. Ai. Nu o să consumăm procente din baterie, că aparatele astea de cafea nu funcționează, nu consumă foarte mult, dar gata, hai. Gata, așa cu spatele ăsta. Îl închidem. Gata, așa l-am scos, apăsăm pe butonul magic să se închide asta și punem device-ul vinil înapoi. Avem aici niște lăptic luat de acasă, nedesfăcut frumos. Facem și noi cafea pe marginea drumului, cum făceau părinții noștri când erau tineri. Da. Mai că noi am făcut mai șmecher. Da. Deci ia burindă-i cafeaua. Și de-aia bună. Nebunie. Mulțumesc. Hai, vino încoace. Da, avem linguriță. Noroc că-s bune paharele astea și nu cade din ele. Am pus niște îndulcitori ca să... Hai, la drum. Mai avem puțin până la Sofia, nu? Mai departe, următorul încărcător, că nu încărcătoare. Glumesc așa, așa zic aia care au impresia că stai numai încărcătoare. Ne-am oprit la încărcat, iar suntem la câțiva kilometri după Sofia, mai avem 386 până acasă. Să vedem cât stăm aici, dacă e ultima încărcare sau nu. Deocamdată încărcăm aici, asta încarcă cu 150 de kW. Încărcăm, ia să vedem cu cât încărcăm. Încărcăm cu 148 și avem 60%, ceea ce e super bine. În 11 minute și am ajuns cu 30. Am lăsat până la 90 din greșeală. Am fost, am luat un energizant, am fost până la baie, până alta și până una alta. Avem până acasă 386 de kilometri și 460 pe range. Îi dăm așa? Haide! Încercăm așa? Nu! Avem 363 de kilometri. Detected. Please check your driving direction. Hai că nu e rău. M-a ajuns la vamă, da, e un pic de coadă. Da. Hai că nu e rău, nu? Eu știu. Sper doar să mă țină mult. Nu, okay, că aici cred că e podul întâi și după aia e vama sau... Da. 10 minute am stat la coadă la pod,
acum vedem cât mai stăm la pașaport. Da. Dacă de bun e podul ăsta, nici 2 euro nu merită. Sunt două ghișeie doar, cred. Din câte văd coada. Asta nu-mi place deloc. Și am ajuns acasă. Aproape. Da, mă rog, a mai durat încă 10 minute și la vamă că au mai deschis încă două puncte de alea. Da, da, s-a mișcat mai repede. Că altfel am mai fi stat un pic, cum ai zis, două față de alte două. Am stat 10 minute la pod, 10 minute la vamă. A fost ok, ne-am mișcat bine. Da, e decent. Da. Hai de acasă, nu mai pot! Hai bine, vină, cățe, vină! Hai bine, hai bine! Nu uitați că aveți un link în descriere, dacă intrați pe acel link și băgați codul Tripping Around, aveți acces la ofertă exclusivă din partea Surfshark și 3 luni gratuite. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare!